suntem diferiți și de astăzi suntem mai aproape de voi. În pas cu tinerii, o emisiune care te ține în pas cu noutățile din lumea tinerilor. Te pune la curent cu tot ce le trece prin cap și te ține în priză cu evenimentele. Fii în pas cu noi și urmărește-ne la TV Siget luni de la orele 19 și sâmbătă de la ora 12. În pas cu tinerii, o emisiune cu și despre tineri. Bună seara, bine v-am regăsit și la începutul acestei săptămâni aici la TV Siget. Ca de obicei, ne bazăm pe fidelitatea voastră și vă invităm să fiți pentru următoarele 60 de minute în pas cu tinerii. Ca de fiecare dată, alături de mine se află și colegii mei, ca să fim așa în formula completă, să-i și salutăm. Bună seara! Bună seara! Salutare! Cum vă simțiți la începutul acestei săptămâni? Mă simt ok, relaxat deocamdată, dar nu știu cum mă voi simți la începutul săptămânii viitoare, fiindcă știm cu toții că vin simulările și chiar nu îmi face acest lucru, nu-mi face plăcere deloc. Melissa? Eu mi-am început ziua într-un mod foarte, foarte alert și stând așa cu prietenii, primind energie pozitivă de la toată lumea, pot să zic că mi-am început săptămâna foarte bine, cu toate că, pe la școală știți voi cum e profesori alea și, așa. Și totuși, a fost chiar ok. Și hai să lăsăm simulările deoparte, că mai avem o săptămână și, domnii, cât timp mai avem! Uneori, cum se spune așa, o zicală românească, porcul nu se îngrașă în ajun, însă mai poți contribui și tu așa pe ultima sută de metri. Eu încă de pe acum vă urez mult succes atât vouă, cât și telespectatorilor care se află în aceeași situație, ca să nu spun în aceeași oală. Însă, de această dată, ca să uităm puțin de stresul de la simulări, pe care o să-l simțiți, de fapt Cristian deja simte stresul, ne-am pregătit împreună cu Melissa o temă frumoasă, o temă colorată, care să ne aducă mai aproape vibrația artei urbane. De aceea astăzi vom discuta aici pentru voi, telespectatorii noștri, despre graffiti, care pentru unii reprezintă o formă a artei urbane, în timp ce pentru ceilalți, care se situează, așa cum spuneam Cristian, de cealaltă parte a baricadei, graffitiul este pur și simplu o formă de vandalism. Ce părere aveți voi despre graffiti? Pentru mine, graffiti-urile înseamnă artă pură și nu un act de huliganism, pentru că chestia asta, eu vreau să zic că înfrumusețează lumea, adică ce-ar fi să trăiești într-o lume fără artă, fără tot ce înseamnă artă, fără muzică, fără, nu știu, desene, fără picturi, fără nimic, adică ar fi o lume atât de monotonă, ștearsă și pictată doar cu negru. Și prin graffiti-uri eu zic că e un mod de a, nu știu, de a expune sentimente, de a elibera, de a le elibera, bla, bla, bla. Meli iarăși are... Simte stresul pentru simulări? Simte stresul pentru simulări? Pur și simplu încep săptămâna într-o formă așa originală. Da? Și să revenim. Eu zic că chestiile astea sunt niște chestii foarte, foarte awesome. Iată, am obținut și părerea din perspectiva Melissei. Pentru ea, graffiti-ul reprezintă, am putea spune, un necesar în ceea ce privește arta cu care ai putea să te întâlnești la colț de stradă, nu? Pentru că, până la urmă, graffiti-ul se regăsește pe pereții orașelor. În ceea ce privește aspectele clădirilor, poate să-și facă apariția graffiti-ul. Însă, Cristian, pentru tine, ce înseamnă această formă a artei graffiti-ul? Ești adeptul ei, nu ești? Și pentru mine, cum zicea și Melissa, când aud cuvântul graffiti, mă gândesc la un film alb-negru în care există o pată de culoare, știi? Și pata aia face totul până la urmă. Astfel de graffiti-uri am găsit și prin orașul nostru în acest weekend în care ne-am plimbat în goana după graffiti, cum am numit-o noi, și sunt unele de-a dreptul impresionante, dar sunt și niște mâzgălituri de-a dreptul care nu le văd rostul. Da, aici vreau să ajung și eu. Graffiti-urile nu înseamnă o mâzgălitură pe perete cu un spray sau nu știu... Da, ți-ai cumpărat un spray și gata, hai exact. Să facem un graffiti. Da, uite, am un deodorant care scuipă, știi? Și alb. Hai să desenim și eu pe perete. Nu, fraților, chestia asta nu e, chiar nu e așa. Graffiti-ul chiar e o artă și eu vreau să-mi susțin punctul de vedere pentru că mie îmi place și vreau să placă și vouă. Pentru necunoscători, așa cum spunea și Melissa, graffiti-ul poate să însemne doar o mâzgălitură realizată undeva pe peretele unei clădiri. Însă, dacă privești această artă urbană dintr-o perspectivă specializată, atunci îți dai seama că în spatele unui graffiti de succes, și anume a unui graffiti care să atragă atenția și să ofere așa o pată plăcută de culoare, se ascunde de fapt un stil original în ceea ce privește manifestarea care se
găsește acolo, în orașul tău, dar și în orașul nostru. Cristian, așa cum spuneai și mai devreme, în weekend, în ciuda faptului că a fost o vreme destul de mohorâtă, ne-am plimbat, dorind să punem sub lupă locurile unde se ascund aici în Sighetul Marmației aceste forme ale artei urbane, și anume grafitiuri. Melissa, noi am denumit această plimbare Goana după graffiti. Hai să vezi și tu ce a ieșit, dar să vadă și cei de acasă. De aceea acum vă invit să urmărim materialul și să vedeți după ce graffiti-uri ne-am ghidat noi în plimbarea pe care am realizat-o zilele trecute. Am pornit în Goana după graffiti din orașul nostru. Despre graffiti știm că reprezintă o artă stradală? Da, așa este. Pentru unii graffiti-ul este o formă de exprimare a artei contemporane. Însă pentru alții, care se situează de cealaltă parte a baricadei, graffiti-ul este pur și simplu o formă de vandalism care se regăsește pe pereții multor orașe. De aceea astăzi am pornit în Goana după graffiti și încercăm să aflăm... Unde se află cele mai spectaculoase graffiti din orașul nostru? Iată că aceste desene graffiti ascund adevărate povești, precum acesta care semnifică ora 0008 AM. Probabil că autorul s-a gândit să scrie pe peretele acesta ora la care a făcut acest graffiti, nu știu. Graffitiul poate reda o poveste sau poate să sublinieze un mesaj pe care creatorul graffitiului a vrut să-l transmită în momentul în care și-a expus opera nonconformistă pe un perete. Un astfel de mesaj îl putem regăsi și aici, pe acest perete din orașul nostru. Scrie pur și simplu Love, semn că dragostea uneori este motorul existenței noastre sau este motorul creativității, când vine vorba de un graffiti reușit. Goana după graffiti, de aceea noi suntem căutătorii, căutătorul numărul 1 și căutătoarea numărul 2. Însă pe parcurs ne-am întâlnit și cu un căutător mai special. Sperăm că este prietenos, este vorba despre Crocky, noul nostru prieten care stă acolo și supraveghează podul acesta minunat. Am putea chiar spune că domnul Crocky este un fel de inspector gadget al podurilor care se află aici în incinta orașului nostru. Graffiti-ul, forma nonconformistă a artei urbane, se poate regăsi atât pe pereții clădirilor dintr-un oraș, sau și în zone mai ciudate, precum, iată, aspectul unei pietre care, de această dată, a fost îmbunătățit cu această formă nonconformistă de artă, un graffiti, în culori care se ofere acestei stânci sau acestei pietre o apariție inedită. Goana noastră după graffiti-uri a mai găsit încă unul de-a dreptul spectaculos și din punct de vedere cromatic, dar și din punct de vedere a fontului folosit. Este vorba despre acel graffiti de pe marginea podului pe care scrie WRS. Nu știu exact ce înseamnă, nici măcar Google-ul nu m-a ajutat să aflu definiția acestui cuvânt cu origine englezească, însă probabil este numele autorului sau o poveste care se ascunde ceva cu o semnificație ascunsă. Muzica.
graffiti a ajuns la final, am găsit câteva reprezentații clare ale acestei forme de artă urbană. Ce zici, Cristian? Cum arată graffiti-urile din această zonă a Sighetului? Mi se par de-a dreptul spectaculoase, o artă non-conformistă, cum ziceai și tu. Observ o grămadă de culori, o variație de culori care nu pot trece neobservate, uite, precum acest intens albastru. Ce să zic, pe mine m-au impresionat profund și sperăm că prietenul nostru, Croaky, ne primește cu brațele deschise și data viitoare când venim să-l vizităm. Așa este, până data viitoare, multe salutări de la noi și de la domnul Croaky. Cei trei căutători de graffiti sunt prezenți în această seară aici în studioul În Pas cu Tinerii. Cristian, cum te-ai simțit în goana după graffiti? Eu sunt foarte bucuros că l-am întâlnit pe Croaky, care am aflat ulterior că nu este un graffiti, ci mai exact un street art. Deci da, este deci o diferență care invitatul nostru special din această seară, Claudiu, ne-o va explica în câteva momente. Există o distinție între graffiti și formele de street art. Care este aceasta și mai ales care sunt elementele care diferențiază cele două forme de artă urbană? Vom afla în momentele următoare când avem alături de noi, când o să avem alături de noi un invitat exact din această sferă a artei urbane. Este, știm că te afli într-o relație foarte bună cu invitatul, ți-ai adus prietenii, așa cum facem de fapt de obicei, nu? Păi, dacă tot suntem într-o emisiune în care vrem să arătăm lumii cine suntem cu adevărat, eu am zis că de ce să nu ne aducem prietenii? Cum Cristi ediția trecută și-a adus prietenii, mi-aduc și eu prietenii pe acei. Și o să vedeți în momentele următoare un artist în adevăratul sens al cuvântului, pentru care pot să-mi scot pălăria în fața lui. Sau și... eșarfa. Sau eșarfa, să-mi dau jos bandana. Și bandana. Care, cu care vom discuta o grămadă de chestii foarte interesante și sunt sigur că vă vor plăcea și vă vor da tot felul de chestii de gândit. Ceea ce înseamnă că în momentele următoare o să avem alături de noi un specialist în arta urbană care o să ne vorbească așa pe limba noastră și o să ne explice de fapt ce presupune un graffiti reușit, care sunt etapele de creație, de ce ai nevoie ca să faci un graffiti, că doar nu ai nevoie doar de un spray cu care să lași niște urme pe clădiri și mai mult decât atât o să punem sub lupă și distinția existentă între graffiti și street art. Și mai mult decât atât, vom avea aici în studioul nostru un graffiti personalizat în Pas cu Tinerii, care cred eu că va ieși super tare. Renata, dacă tot ziceam de prieteni, urmezi și tu pe lista invitaților. Exact asta vreau să spun, dar că până acum v-ați adus pe rând prietenii. Cristian, tu ediția trecută, atunci când ne-am jucat un pic de Flappy Bird și am dat și un super premiu Flappy Găina. Melissa, de această dată emisiunea este chiar pe stilul tău, se pliază perfect pentru că discutăm despre graffiti și o surpriză inedită pe care v-am pregătit-o, așa cum spunea și Cristian, este momentul de creație care va fi dezvăluit aici pentru voi, telespectatorii noștri, pentru că noi ne dorim să avem și un graffiti personalizat, sau altfel spus, un graffiti sub marca În Pas cu Tinerii, nu? Da, și uite, dacă tot vorbim de graffiti, eu am văzut săptămânile trecute la televizor un reportaj despre un artist din București care a devenit faimos, aș putea spune, în primele, în toată lumea, datorită ideii lui de a face graffiti, de a inscripționa pereții orașelor București și Paris cu mesajul "Privește cerul" sau "Regardless el". Un mesaj care într-adevăr îți dă de gândit așa. Cristian și eu am văzut materialul și acum mi-aduc aminte că în urmă cu câteva ediții am discutat despre tatuaje. Ei bine, în cazul în care până acum nu aveai nicio idee ce să-ți mai tatuezi, ce tatuaj să-ți faci, ai putea pur și simplu să-ți tatuezi, de ce nu, acest mesaj "Privește cerul", care să te ducă cu gândul la frumusețea fiecarei clipe și mai ales la pauza aceea pe care cu toții ar trebui să o simțim într-o zi de 2-3 minute în care să privim frumusețea cerului. Dar să nu uităm că tatuajele nu sunt făcute doar așa ca să ai ceva desenat pe corp. Trebuie să vă gândiți foarte bine înainte, după cum am mai zis, și să fiți siguri pe ceea ce vreți, pentru că va rămâne acolo o viață întreagă. Dar totuși acest mesaj "Privește cerul" te face să te gândești la o grămadă de lucruri, te face să vrei libertate, te face să simți libertatea și poate chiar să te înalți spre cerul tău. Și dacă tot vorbeam de acest artist, acest, cum să-i spunem, trendsetter,
Pot să spun că el cred că a oprit sute de mii de oameni pe stradă și i-a făcut să își pună un semn de întrebare. Dar vreau să urmărim împreună materialul, materialul cu privește cerul, după care revenim în studio. Privește cerul a apărut în viața mea când am plecat la Paris. M-am trezit singur într-o societate și aș fi vrut să spun atât de multe oamenilor din jur. Aș fi vrut să văd că și ei au aceeași poftă de viață ca și mine. Mi-am dat seama ușor, ușor că mulți dintre ei n-au timp sau nu își acordă timpul să se gândească la chestiile astea. Și s-au tot angrenat așa, s-au angrenat până au ajuns la societatea în care trăim astăzi. Și nu găsesc o cale de scăpare. Sunt în ruptură cu spiritul lor, sunt în ruptură cu istoria lor, sunt în ruptură cu ei înșiși. Privește cerul! Foarte frumos este, și pentru că în fiecare zi cerul arată altfel. Cel mai mult mi-au plăcut reacțiile copiilor mici, asta mi s-a părut. Se uitau, căutau ceva pe sus. Mais on le voit partout. On s'arrête deux minutes et on regarde le ciel. Privește cerul? L-am mai văzut. Mi se pare frumos să privești cerul. Oamenii în vârstă cred că înțeleg mai bine. Nu înțeleg neapărat faptul că trebuie să scrii pe pereți, dar mesajul sunt sigur că îl înțeleg. C'est une petite parenthèse de notre routine. We should always be looking up and onwards and not down. Why should we look at our feet the whole time? We should be looking forward and up. Vous savez qui fait ça? Un român, născut în 89, anul Revoluției, face asta. De 4 ani încoace, în Paris și la București. Oamenii nu doar că au privit cerul, dar au umplut internetul cu fotografii cu mesajul lui. Un brand cunoscut a pus îndemnul pe tricouri, căni, genți, fețe de pernă, alții vând bijuterii, carcase de... Am revenit și este foarte important ca cel puțin de acum, după ce am văzut acest material, să ne rezervăm câteva minute în care să privim cerul zilnic. Pentru că cerul este într-o continuă schimbare și mai mult de atât, ne poate oferi și o sursă de inspirație. Hai să mai discutăm puțin despre material. Ce v-a impresionat în ceea ce privește povestea acestui artist sau a acestei forme de artă urbană? Cred că mesajul a fost cel mai important. După cum am mai zis, te face să vrei libertate, să te gândești că în momentul în care, nu știu, zbori, să zicem, sau ești printre nori, ai o libertate aparte și poți să faci ce vrei tu fără ca nimeni să te judece. Depinde, acum fiecare avem cerul nostru. Fiecare are culoarea cerului său, exact. Nu poți să zici că fiecare om are cerul albastru, știi? Sau cerul se vede altfel prin ochii fiecăruia, nu? Tu vezi cerul într-un anumit fel, eu în felul meu, fiecare cu felul lui. Însă, iată că după ce am urmărit materialul, am putut să observăm că până la urmă o idee de succes nu se rezumă neapărat la niște cuvinte foarte mari. Are un mesaj simplu, care, Cristian, așa cum ai văzut și tu, a fost preluat chiar și de o trupă ce a lansat o melodie care se numește exact așa, regardless yes, sau a fost preluat a fost inscripționat pe numeroase tricouri, exact. Am văzut pe căni, deci iată că această idee, care, dacă stăm să ne gândim, putea să-i vină oricui în timpul lui de acasă, în timpul lui de meditație, iată că a făcut ravagii în această lume. Și acum e foarte important să recunoaștem că dacă am vedea un astfel de mesaj pe peretele unei clădiri, automat ne uita la cer, nu? Că până la urmă ăsta este îndemnul. Da, asta, cum ziceam și acum câteva minute, pe mine mă fascinează ideea că acest om a reușit să facă sute de mii de oameni să privească cerul și să-și pună un semn de întrebare. Știți cum e? Dacă vrei, orice e posibil. Contează doar să visezi, să ai speranțe mari și de aici încolo. Și contează doar să-ți dorești foarte mult, pentru că dacă îți dorești ceva cu adevărat, atunci tot universul conspiră ca să-ți împlinească dorința. Însă, iată, am urmărit o poveste de succes, de astăzi vom privi cerul mai des și datorită materialului pe care l-am vizionat. Însă acum îi spunem bună seara și invitatului nostru. Bună seara! Bună seara! Cum te simți la noi în studio? Este foarte drăguț, interesant și mă bucur că sunt aici în seara asta cu voi. Și noi ne bucurăm foarte mult, el este Claudiu, cel care ne va oferi astăzi o părere avizată în ceea ce privește graffiti-ul. Și ca să o luăm pas cu pas, spune-mi tu în termenii tăi ce înseamnă de fapt un graffiti. Păi un graffiti, în termenii mei, ca să spun așa, pentru mine înseamnă momentul acela din zi în care vreau să mă descarc. Pur și simplu iau o foaie, un pix și
mă pun și desenez. Și atunci mă simt cel mai bine. Când desenez, e momentul perfect pentru mine. Nimic, atunci uit tot, uit de tot. Sau mai este că și când în ore desenez, da. Sincer, pot să fiu și mai atent. Pentru că dacă desenez, profesorul niciodată nu mă cred pe mine. Dar eu sunt mai atent. Dacă desenez, sunt atent acolo, desenez. Și aud profesorii în fundal. Dar aud foarte bine. Iată, am aflat și care este metoda de a evadare a invitatului nostru, Claudiu. Evadează din cotidian, cum altfel decât desenând pe foaie câteva idei care să-l ajute să realizeze niște grafitiuri de succes. Deci, să înțeleg că pentru tine grafitiul este o escapadă. Da, și este un hobby foarte plăcut. Bineînțeles, un pic cam costisitor, dar asta este. Pentru că, de exemplu, un marker, marker pentru grafiti e undeva la 15-20 de lei. Un simplu marker, pentru că contează ce conține, cât alcool conține și toate altele. Iar spray-urile sunt de la 15, tot așa, 15-20 de lei un spray. Iar acestea nu se găsesc în magazine normale. De exemplu, noi în oraș nu ai unde să găsești așa ceva, doar pe internet se comercializează așa ceva. Iată aici, dragilor, pe masă, așa cum pot să observe și cei de acasă, dar și noi, avem deja artileria grea în ceea ce privește realizarea unui graffiti. Noi te-am provocat, în această seară, Claudiu, vei realiza și aici la noi în studio un graffiti, pe care o să-l păstrăm așa, ca o formă de decor, ce o să ne aducă aminte de fiecare dată de Claudiu, nu? Mie îmi sună de ideea asta, pentru că asta e partea mea, știți? Locul în care stau eu, o să fie în spatele meu puțin pe Clau. Da, o să-l simți aproape de fiecare dată. În timp ce urmăream materialul pe care l-am realizat, acela cu goana după graffiti, spuneam că ne-am întâlnit și cu domnul Crochi, nu? Da, domnul Crochi. Și Claudiu ne-a atras atenția în momentul în care am zis că Crochi este un graffiti, de fapt nu, este un street art. Care e diferența dintre aceste două? Păi, după cum se poate observa aici, acesta este un throw-up. Un throw-up este, într-un fel, a doua semnătură. În graffiti este tag-ul, care este semnătura, este throw-up-ul, cel din spatele meu, și mai este wild style-ul. Acel wild style este un graffiti foarte complex, realizat în minim 5 ore. Deci durează foarte mult pentru că sunt extrem de multe detalii. Iar, cum ai spus tu, street art-ul este o formă de, cum să zic, le faci doar cu șabloane, numai cu șabloane, iar cel mai renumit în lume pentru street art este Banksy. Acest artist este din Londra și este foarte renumit, doar că el face undeva, nu vreau să greșesc, bănuiesc undeva 15 ani lucrează în acest domeniu și el nu a fost niciodată prins, nu știe nimeni identitatea lui. Nimeni niciodată. Da, de multe ori identitatea persoanelor care creează aceste forme de artă urbană rămâne ascunsă, așa cum ați văzut și în ceea ce privește creatorul mesajului, privește cerul, identitatea lui a rămas ascunsă pentru că el, automat și în momentul în care s-a filmat materialul, purta o mască. Dar cu mai multe detalii despre graffiti, despre street art, vom reveni după un scurt moment publicitar și imediat și în a doua parte a emisiunii o să asistăm la realizarea unui graffiti în condiții legale. Dar și despre această parte a subiectului, revenim cu mai multe detalii după publicitate. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Societatea de Salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu Societatea de Salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72/2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul Societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent.
Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția. Viking Prujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, de diferite culori, pentru toate tipurile de acoperișuri. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC, materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit, o acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuiale decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx, prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Așa cum v-am promis, după momentul publicitar, am revenit aici la emisiunea În Pas cu Tinerii. Astăzi discutăm despre graffiti. Și acum să ne întoarcem puțin și la punctul cheie pe care l-am abordat și înainte de publicitate. Deci, mai spune-ne odată, care este diferența concretă între graffiti și street art? Dă-ne niște exemple care să ne facă să înțelegem și să înțeleagă și cei de acasă. Diferența. Deci, graffiti-ul înseamnă, de fapt, o semnătură de genul acesta, pe care ai început-o în spatele tău, da? Bineînțeles, așa. Asta e semnătură unui artist de graffiti. Iarăși street artul este exact ca și croquis. Orice, un element din desene animate, un element, nu știu, un animal, un om care este mai ciudat. Exemplu, mesajele lui Banksy erau, cum să vă zic, era o fetiță, da, care avea 4 baloane în mână. Așa. Și s-a ridicat de la pământ și... Toată lumea cred că știe acest simbol. Da, Banksy. Cu siguranță. El este Banksy, deci, cum v-am spus, este cunoscut pe tot globul. Fără și el, el nu se știe cine lui. Nimeni nu știe. Corect. Pur și simplu toată lumea le asociază cu imaginea fetiței care are cele 4 baloane. Ce o înalță spre cer, ca să fim poetici puțin, nu? Da, și acesta a fost preluat de mai mulți oameni, chiar și de un prieten de-a meu, care a făcut referire la să încercăm să fim liberi, să lăsăm tehnologia, pentru că ziua de astăzi pe tinerii acaperează foarte mult tehnologia, nu mai știu să se bucure de nimic, doar numai calculator, telefon și alte chestii. Și Facebook. Bineînțeles, când zicem calculator, zicem direct Facebook. Corect. De aceea, la finalul emisiunii, o să postăm îndată pe pagina noastră de Facebook În Pas cu Tinerii și imaginea cu grafitiul realizat aici, în direct, de față cu voi, telespectatorii noștri. Deja știm, deja, grafitiul înseamnă, de fapt, un scris mai complicat, o semnătură, în timp ce street art-ul ne duce cu gândul doar la anumite simboluri, o pisicuță, o fetiță și un domn croqui cu care ne-am întâlnit noi în icoana după graffiti. Dar acum să discutăm puțin și despre partea legală a acestei forme de artă. Trebuie să recunoaștem că e foarte important să realizăm, sau dacă vrem să realizăm un graffiti, atunci să o facem în spații special amenajate sau doar cu anumite aprobări scrise. Am dreptate? Da. De exemplu, un Sighet nu există. Nu există acest loc, cum ai spus tu, special amenajat, este un legal wall, adică un perete legal. Pur și simplu legal, unde poți să mergi să faci ce vrei. Nu este foarte benefic pentru un artist de graffiti, pentru că atunci când faci graffiti, poți, a doua zi, ai mers la perete, graful tău nu mai este acolo. A dispărut, pentru că altul vine, ți-l șterge și face el altul. Pentru așa e tot timpul. Sigur, nu există în Cluj, București, deci în orașele mai mari.
Iar la noi, dacă ai vrea să faci grafiti ilegal, trebuie să mergi să-i bați la om la ușă și să-l întrebi: domnul, mă lași? Te rog frumos să-ți fac grafiti pe garaj. Dacă el zice da, faci. Dacă primești o mătură în cap, cu asta rămâi. Da, deci să înțeleg că avem nevoie de anumite aprobări, cum ar fi de un răspuns afirmativ de la tanti Florica să te lase să desenezi pe ușa de la garaj un grafiti. Corect, nu? Așa. Însă, deocamdată, trebuie să recunoaștem că în orașele mari, cum ai spus și tu, în Cluj, București, există anumite spații special amenajate. Dacă ar exista un astfel de spațiu în Țigătul Marmației, crezi că mai mulți tineri s-ar exprima în acest mod? S-ar exprima, pentru că eu nu cred că sunt singurul din Țigăt care practică acest sport, da. Graffiti, pentru că sunt alți oameni care sunt foarte talentați, dar nu vor să-și arate talentul pentru că le este frică. Oricum, toți știm că artiștii, în general, sunt oameni nebuni. Deci chiar sunt nebuni. Au o nebunie așa artistică în ei. Da, spun asta din proprie experiență. Este da. Și modestă, Melisa. Bineînțeles, Renata, stând atât mult cu voi, am început să iau din modestia voastră și să fiu și eu așa ca voi. Și ziceam de toată nebunia asta a artistului. Fiecare știe, își manifestă nebunia într-un anumit mod. Și dacă, nu știu... Cel Claudiu. Din Londra. Banksy. Scuze. Așa, n-am vrut să-și arate identitatea, ia uite, altă nebunie, știi? Și eu acum vreau să revin la graffiti și vreau să te întreb de cât timp faci chestia asta, când ți-ai dat seama, nu știu. E o foarte lungă poveste, pentru că eu fac graffiti din clasa 4. Oh, God! Clasa 4, pentru că am avut un unchi. Da. Unchiul meu, pe perioada când era și el tânăr, de 17-18 ani, făcea graffiti. Mi s-a părut extrem de interesant, mi-a plăcut foarte mult și am zis că și eu vreau. Și m-am apucat și cu timpul îți dezvolți un stil doar al tău. Adică așa cum faci tu, nu o să facă nimeni altcineva. Fiecare are stilul lui, fiecare își face stilul lui propriu de litere. Și de obicei la început încet copiezi de pe net. Te uiți, da. vezi ce se întâmplă. Exact. Și după aia, după ce copiezi, să zic, 5 grafitiuri, ajungi să-l faci unul a tău din toate alea 5 și atunci are stilul tău. Și așa ajungi să schimbi stil de la an la an. Să înțeleg că tu ai învățat de pe internet tot ce știi acum? Într-un fel, cum ți-a spus, bazele le-am văzut, mi-a făcut și unchiul meu, mi-a făcut vreo 4 grafituri și le-am pus, le-am lipit pe perete, alea erau sfinte, deci nimic, nu, doamne fer, când vrea mama să te atingă de ele, ziceam, mama, te rog, alea sunt mele. Și așa am ajuns să fac graffiti. Deci din clasa 4 mă tot joc, tot desenez. Bineînțeles, dacă mă țineam și făceam asta în fiecare zi, dar nu, este doar un hobby care din când în când mai desenez și eu. Da, este o escapadă din cotidian care te face să te relaxezi și să te simți foarte bine. Bineînțeles. Acum spune-mi, dacă până la urmă graffiti-ul se manifestă pe clădirile din oraș, bineînțeles, în limite legale, tu ai graffiti și în cameră? Ți s-a oferit propuneri în acest sens? Hai, te rog, fă-mi un graffiti pe ușa de la baie. Ce să zic? Bineînțeles, am avut prieteni, da. Aveam două variante. Unu, mă duc eu cu tuburile mele și îmi dai bani. Ori mă duc acolo, tu îmi iei tuburile și ce rămâne e a meu și gata. Și, de exemplu, din rămășițele de tuburi, fac tablouri. Și am și vândut câteva, cum să zic... Până la urmă, dacă poți să faci bani, de ce nu? Iată, creativitatea ta te ajută să-ți faci un bănuț de buzunar. Corect. Care contează foarte mult pentru tineri. Spune-mi, descrie-mi așa în termeni largi, cum arată un tablou realizat din tuburi folosite la crearea unui graffiti, tuburi goale? Că nu pot să-mi imaginez. Voi vă imaginați? Sunt tablouri care au efectiv graffiti în ele sau sunt... Se poate și așa. De exemplu, îți cumperi pânză. Da. Pânză de la, deci pentru pictat, efectiv. Ei pui în vase sau căni sau... Bine, dacă pun în căni, nu, strigă mami. Nu se poate. În vase, de obicei. Și stropesc, le fac ca și cum, cum zic, foarte, foarte abstract. Și, de exemplu, un citat preferat. Chiar acum i-am făcut la o prietenă da. Fost ziua ei și am făcut un tablou de genul cadou. I-am făcut, l-am stropit tot felul de culori pe fundal. Care s-au îmbinat, nu? Bineînțeles. Stropituri de tot felul și peste am scris cu pensula citatul ei preferat cu alb. Și care era citatul tău, ei preferat, de fapt? Că noi suntem curioși așa. Find what you love and let it kill you. Oh, God. Da, un citat, așa cum zice Melissa Deep,
Însă noi astăzi, aici la emisiunea noastră, o să asistăm la crearea unui graffiti. Înainte să te apuci de treabă, te-aș întreba care sunt etapele, pentru că în timpul pauzei publicitare și înainte de emisiune, deja ți-ai creat așa, ce să zic, un fond pentru graffiti. Păi, etapele sunt în felul următor. Iei spray-ul, culoarea cu care vrei să arete, cu care să fie pe fundal, dai un contur, după aceea umpli. După aia vine conturul al doilea, cel cu mov, vine conturul al doilea și după aia, dacă vrei, pentru ca să arate mai bine, mai dai un contur. Acum depinde de tine, că sunt șanse foarte mari să-l strici. Chiar ziceam că dacă îl stric, asta e. Da, se lucrează la risc. Claudiu, noi te invităm să te apuci de treabă, îți punem și spor, timp în care Claudiu o să se apuci așa cu drag și spor de graffiti aici în studioul nostru. Noi o să discutăm puțin despre cel mai mare graffiti din România. Claudiu, spor la treabă să ai. Așa, înmânează microfonul, ia-ți tuburile cu culori. Și acum, dragilor, știți voi oare unde se află cel mai mare graffiti din România? Când a venit vorba să facem o emisiune despre graffiti, Melissa a fost foarte încântată de altfel și am dat un search repede pe Google ce altceva puteam să facem ca să căutăm mai multe detalii, ca să facem emisiunea mai interesantă pentru voi. Astăzi am găsit pe Google că cel mai mare graffiti din România se află undeva în zona Cheile Bicazului, dacă nu mă înșel, și are 720 de metri pătrați. Iată, un graffiti de mare amploare care a ajutat cei doi creatori, pentru că doi băieți l-au realizat, să intre în cartea recordurilor în ceea ce privește dimensiunea unui graffiti din România. Melissa, graffitiul relevă de fapt o parte dintr-o poveste, ceea ce înseamnă că un întreg fragment narațional se regăsește pe un mare perete în localitatea pe care a desemnat-o și Cristian. Dar te invit și pe tine și pe cei de acasă să urmărească acum mai multe detalii despre cel mai mare graffiti din România. Un perete, doi artiști, 500 de litri de vopsea, sute de spray-uri. Rezultatul? Un proiect de graffiti și street art de peste 720 de metri pătrați. Doi tineri artiști din Piatra Neamț au reușit să doboare recordul național în privința celui mai mare graffiti din România. Nazec și Ro, doi moldoveni, sunt cei care au realizat proiectul impresionant de la Bicaz, o lucrare pentru un client local. O poveste de bază s-a transformat într-o piesă imensă de graffiti și street art, la care cei doi artiști au lucrat timp de o lună de zile, folosindu-se doar de spray-uri, vopsea și tehnici de alpinism utilitar învățate pe loc. Mai mult, cei doi au fost nevoiți totodată să recondiționeze peretele deteriorat, doar cu un flex și un ciocan. Dar, motivați de pasiune și dorința de a realiza o lucrare de referință, cei doi au reușit să ducă la bun sfârșit proiectul cu un succes răsunător. Uite așa, la Bicaz avem parte de un graffiti care spune o poveste și redă locului un farmec aparte. Au fost imaginile exact de la locul faptei, astfel v-ați familiarizat și voi cei de acasă cu cel mai mare graffiti din România. Eu una aș fi extrem de încântată să merg așa într-o plimbare la Grădina Mori și acolo, de ce nu pe Dic, să fie așa o filă de poveste exprimată cum altfel decât printr-o formă de artă urbană graffitiul. Melissa, ție cum ți s-a părut? A fost foarte, foarte interesant și știi la ce mă gândesc acum? Cât de genial ar fi ca... Nu știu, să avem în orașul nostru, poate chiar, sau într-un oraș mult mai mare, sau așa, ca să avem și vizitatori și așa, să fie un art gallery în care să fie plin, deci plin, doar de graffiti-uri, adică, știi, să poți să treci pe acolo și fiind un tip care face graffiti, o tipă, mă rog, așa, să poți să-ți lași și tu semnătura, adică să fie pereți plini cu... Cu semnături ale vizitatorilor. Și într-o parte semnături ale vizitatorilor. Mi s-ar părea o idee genială. Și fiecare să aibă părticica lui în care poate să se semneze. După care n-am loc să... Uite, o idee originală. Astfel de idee oarecum se află în Paris, pe un pod unde se pun lacăte și pe acele lacăte fiecare vizitator care trece pe acolo își lasă numele. Da, uite, de exemplu, dacă ar exista un astfel de spațiu foarte frumos amenajat astăzi, pentru că încă este ziua de luni, 24 februarie, și îl sărbătorim pe domnul Dragobete, sau celebrăm iubirea în dulcele stil tradițional, am putea, de ce nu, să inscripționăm acolo în spațiul amenajat un mesaj cu această artă urbană, nu? Printr-un graffiti, un mesaj de genul de dragoste. Claudiu, se pot transmite astfel de mesaje în această formă de artă sau nu prea? Nu se poate, bineînțeles că se poate. Pentru că am văzut pe internet și mesaje de dragoste. Adică am văzut, de exemplu, în Cluj este un crew
un crew de graffiti care se numește 4Ds. Iar aceștia au făcut pentru unul dintre ei. Da. Au făcut un graffiti, cât să zic, imens, dublu, cât e toată asta, da, dublu. Deci dublul acestui panou. Așa, dublul acestui panou, cu un mesaj de la mulți ani. Pe un perete, bineînțeles, nici identitatea lor nu se cunoaște. Știu vreo 3 oameni, 3-4 oameni din tot Clujul, mi se pare, cine sunt acești oameni. Înseamnă, dragilor, că noi astăzi ar trebui să ne simțim foarte onorați, pentru că în cadrul acestei emisiuni, creatorul de grafite a acceptat să-și dezvolie identitatea și, uite, din acest motiv, noi am profitat și am zis, hai să ne facă Claudiu și un grafiti personalizat. Treaba a mers foarte repede, noi suntem de-a dreptul încântați de rezultat, îmi plac și culorile, îmi place că există și semnătura emisiunii noastre, dar Claudiu, pentru că tu ești creatorul, acum este momentul să-ți descrii așa grafitiul, să-i oferi așa o poveste lingvistică pentru cei care ne urmăresc. Ce pot să spun de el? Culorile au fost foarte neașteptate pentru mine, m-am inspirat dintr-o colecție de vară pentru haine. Oh, iată că invitatul nostru urmărește și trendurile, chiar vă spuneam că se poartă verdele mentă, dar și portocaliul puternic. Așa, iarăși ce? Am vrut să scriu un pas cu tineri pentru că tot suntem la emisiune, trebuia să scriu acolo. Iar în partea dreaptă am vrut să menționez că arta nu este o crimă. Art is not a crime. Și, și jos m-am semnat. Asta, cum să vă spun, cum ați spus voi, sunt două perspective. Sunt unii oameni care susțin această mișcare și sunt cei care sunt împotriva. De exemplu, în Madrid, dacă te prinde la graffiti pe stradă, primești 2000 de euro amendă pe loc. Iată, ce sumă, totuși, da, o sumă, da, destul de serioasă, adică ai simțit la portofel, nu? În America, de exemplu, este o, așa cum sunt la noi trupele, da, trupele speciale, există o brigadă. Secțiune, o brigadă, se numește Vandal Squad, care se ocupă doar de graffiti, pentru că New York este cel mai mare, e cel mai răspândit graffiti și am zis că odată în viață vreau să ajung acolo să văd graffiti-uri originale a idolilor mei, să zic așa. Sunt niște legende în graffiti care acum sunt bătrâni, nu mai fac, dar ei și-au câștigat existența din asta, pentru că unii au semnat contracte cu firme ca Adidas, Nike, deci s-au făcut Adidas training-uri, toți tricouri, sute și sute de chestii. Cu grafitiurile pe care ei le-au creat, da, nu? Bineînțeles. Iată că branduri mari precum Adidas și Nike, cum ziceai și tu, plătesc grafări. Da, grafă, da, da, okay. Tip care fac grafiti să facă aceste modele pe pereți în schimbul banilor și ei probabil câștigă din asta o grămadă de publicitate. Bineînțeles. Exact, același lucru s-a întâmplat și în cazul tipului care a inscripționat pe pereții mai multor clădiri mesajul privește cerul și această sintagmă a fost preluată de companii, de mari companii vestimentare și a fost folosit mesajul și mai mult decât atât s-a creat și un single după acest mesaj. Iată, un mesaj simplu sau am putea spune că arta se naște din artă sau se continuă, de la un graffiti s-a pornit la ceva mai mult decât atât. Care sunt perspectivele tale de viitor în ceea ce privește graffiti-ul? Ce ți-ai dori mult pe planul acesta creativ? Eu, ca să zic așa, sper ca să, când o să ajung la casa mea, eu nu vreau să se bage nimeni. Numai eu să vreau să fac tot designul interior, pentru că am niște idei nebunești, efectiv. Adică mi-aș dori, pur și simplu, imaginează-ți o cameră, da, cu mobilă neagră și așa, în mijlocul camerei să ai o canapea albă și să ai un graffiti pe canapea. Da, o idee interesantă. Uite, în condițiile în care vreți să vă schimbați decorul din cameră, că tot se apropie primăvara și schimbările sunt foarte binevenite, poate ați reușit să optați pentru un perete pe care să se regăsească un graffiti sau, de ce nu, dacă nu aveți probleme cu părinții și sunt de acord, poate scrieți un graffiti și pe canapeaua albă. Mi-o și imaginez pe mama cum a reacționat. Însă ideea este foarte originală, Claudiu. Ești autodidact, nu? Ne mărturisea Claudiu că el a învățat cum ar veni doar puțin de la unchiul lui, pe parcurs a evoluat singur. Da. Care au fost cele mai frumoase lecții pe care le-ai descoperit googling? În ceea ce să spun așa, tot ați menționat de Franța. În Franța există tot așa un perete unde fiecare artist de graffiti merge
cum arată semnătura mea. Literele, da. Sunt, literele sunt făcute cu timpul. Cu timpul mi-am dat seama de designul unor litere. În Paris există un perete unde sunt, este o secțiune pentru A, secțiune pentru B, adică secțiune pentru tot alfabetul, și fiecare artist de graffiti merge și își arată stilul cum face litera. De exemplu, unul face A-ul așa, cealalt altfel. Iar copiii, deci începători în graffiti, se pot inspira de acolo la început pentru taguri. Pentru Franța mi se pare o țară foarte interesantă, cu foarte mari idei. Deci o țară cu foarte multe idei. Tot așa, zis de acel perete cu lacăte. Sau Cristian zicea de acel pod. Așa, tot așa în Paris este un perete care, pe care scrie ce ai face înainte să mori. Și toată lumea scrie un lucru care și-l-a dorit neapărat. Deci care neapărat vrea să-l facă să nu piardă acea ocazie. Și e foarte, foarte scris. Deci abia nici nu mai este loc. Este o chestie foarte interesantă. Da, uite, o idee inedită care sunt convinsă că atrage foarte mulți turiști, care cel puțin și eu aș fi foarte curioasă să merg să văd peretele ca să citesc dorințele pe care turiștii le-au inscripționat acolo. Claudiu, ceva super motivațional, da, pentru mine cel puțin. Eu sunt curios să te întreb dacă ai ajunge în New York, ai vrea să-ți lași amprenta pe perete de acolo? Nu. Nu te-ai riscat în ceea ce privește amenziile? Nu este, aici chiar nu este vorba de, dar nu mă pot compara, nu mă pot ridica la nivelul New Yorkului. Adică nici dacă mă duc în Cluj nu pot să fac un graffiti, pentru că nu sunt de așa nivel încât să-mi permit. Pentru că, bineînțeles, un graffer care e foarte bun și vede un copil care face graffiti și nu-i place, o să dea peste tine. Și așa, la ce să-mi stric spray-urile? Da, și în ceea ce privește grafitiul, trebuie să ai o logică și să abordezi problema dintr-un anumit punct de vedere, pentru că până la urmă trebuie să ai garanția că acel grafiti nu o să fie șters de cineva mai bun, nu? Bineînțeles. Astăzi discutăm despre grafiti aici, în emisiunea noastră. Cum mi se pare grafitiul care ne-a fost creat? Mie îmi plac foarte mult culorile, fiindcă sunt culori, cum ziceați și voi, moderne. Da. Și, nu știu, îți atrag așa, parcă privirea numai acolo îmi zboară, știi? Și mie. Atâta noroc că stau vis-a-vis de paneul acesta frumos inscripționat. Mie mi se pare foarte tare, adică, da, și culorile sunt faine și stilul literelor tale chiar îmi place. Știu că la un moment dat eu aveam mâna în ghip și nu știu dacă ați observat sau nu. Aveam la un moment dat amprenta lui pe gipsul meu și îmi scria numele. Și eu stăteam seara și mă uitam, bineînțeles, Meli visătoare, admirându-și gipsul, că ce poate să facă Meli la început de an încât să, în afară de a intra în gips. Așa. Și chiar stăteam și mă uitam și mă gândeam, mă, ce bine ar arăta asta pe tot peretele meu, știi? Și eram ceva de genul, are mama, are Clau. Și în orice caz, să revenim la grafitiuri, chestia asta e foarte tare, e genială și sper să rămână în spatele meu tot timpul. Abia aștept să-i facem o poză și să o punem și pe pagina noastră, în Pas cu Tinerii. Puteți vedea poza dacă o să ne căutați în bara de căutare, scrieți acolo în Pas cu Tinerii și ne dați un like ca să fiți și voi în pas cu noi. După cum am zis, Cristi, voi foarte în pas modest cu noi. Da? Astăzi Claudiu a acceptat să fie în Pas cu Tinerii, motiv pentru care ne-a și dezvăluit arta creierii unui graffiti. Eu am de făcut o rectificare în ceea ce privește acest graffiti super. Nu ai scris data, iar eu vreau să fie imortalizat acolo undeva, în partea de jos a panoului, ca să ne amintim de fiecare dată că noi de dragobete ce am primit așa frumos, creativ, decât un graffiti original. Îți mulțumim foarte mult, Claudiu. Plăcere, oricând. Și sperăm că această formă de artă care te face special și te ajută să te exprimi, să te însoțească și pe mai departe, dar de fiecare dată să realizezi aceste graffiti-uri doar în spații legale, da? Bine, o să țin cont de asta. Avem grijă și de portofelul lui, dar în același timp îl îndrumăm, nu? Să-și urmeze pasiunea. Eu sunt sigură că el e safe tot timpul. Astăzi am pus sub lupă o temă frumoasă, o temă colorată, așa, care parcă să ne inducă în atmosfera primăverii. Pentru că se spune că de dragobete, de fapt, intrăm oficial în primăvară. Și cum am intrat noi oficial în primăvară, decât având aici pe graffiti nuanța brândușilor, nu? Uite, această nuanță de mov, dar și verdele mente ne duce cu gândul undeva la o pajiște frumoasă cu flori colorate sau, de ce nu, la un cocktail pe care să-l savurăm vara undeva.
Asta a fost tot pentru astăzi. Timpul a trecut. Ce le spunem repede celor de acasă până săptămâna viitoare? A trecut super repede timpul alături de Claudiu. Ne-am distrat aici, am desenat o grămadă de grafitiuri. Eu până săptămâna viitoare vă urez toate cele bune și fiți atenți că cine știe pe ce perete din oraș găsiți un mesaj care să vă motiveze și să vă facă să treceți cu bine peste toate problemele cotidiene. Înainte de a vă zice eu un mesaj, vreau să te rog pe tine de a le transmite un mesaj, nu știu, ce vrei tu, telespectatorilor. Ce să spun? Eu aș vrea să văd și în Siget că sunt oameni care încearcă să susțină această mișcare și cine știe, poate o să avem și noi cândva, poate o să avem și noi un legal wall. Undeva m-aș bucura foarte mult să avem și noi un legal wall unde pot să mă duc să fac și eu liniștit graffiti. Fără să ai palpitații. Bineînțeles. Iar tu, Melissa, ce le urești celor de acasă? Eu să zicem că în seara asta o să fiu un pic mai nu ca în celelalte seri. Și asta pentru că este o temă care îți place foarte mult, probabil. Da, îmi place foarte mult chestia asta, am mai zis-o și o să o mai spun. Chestia asta este o artă adevărată, după cum a zis și Claudiu, art is not a crime. Și pentru numele Sfintei Macaroane, treziți-vă oameni și fiți cu minte, nu cu minți. Și dacă aveți ceva de făcut, aveți o chestie nebună în cap, go for it. Iar eu, până săptămâna viitoare, evident că vă doresc, așa cum vă spunea și Cristian, doar zile bune în care să nu uitați că un moment de artă poate să-ți ofere energia sau pauza de care ai nevoie sau, de ce nu, o pistă către evadare. Așadar, până lunea viitoare, prima ediție din sezonul primăveratic al emisiunii În Pas cu Tinerii, vă invit să priviți cerul cât mai des și să nu uitați că arta, până la urmă, este o formă de exprimare. Să aveți o săptămână excelentă și pe mai departe. La revedere! Suntem tineri! Suntem diferiți! Și de astăzi suntem mai aproape de voi! În Pas cu Tinerii, o emisiune care te ține în pas cu noutățile din lumea tinerilor, te pune la curent cu tot ce le trece prin cap și te ține în priză cu evenimentele. Fii în pas cu noi și urmărește-ne la TV Siget luni de la orele 19 și sâmbătă de la ora 12. În Pas cu Tinerii, o emisiune cu și despre tineri.